Salutare, prieteni, bine ați revenit pe canalul Dulcinele. Dacă este prima dată când mă vizitezi, salut, eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. Dacă îți place acest video, dă-mi un like și abonează-te pentru că în fiecare vineri postez o rețetă nouă. Mai țineți minte rețeta mea de nuci cu cremă de cacao pe care am făcut-o acum 2 ani, cred? Dacă nu știți despre ce vorbesc, vă las un link pe ecran către acea rețetă. Este și una dintre cele mai populare dulcinele de aici de pe canal. Este rețeta clasică de nuci, pe care am furat-o de la mama mea, la fel ca și presa de fontă, pe care nu i-am mai dat-o înapoi, dar asta e altă poveste. Această presă se folosește direct pe ochiul aragazului și are 16 forme sau coji. Pentru că mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit și pentru că v-a plăcut și vouă, dar fiindcă este o rețetă atât de populară, mi-am propus să o mai fac încă o dată, am schimbat aparatul, am schimbat rețeta și abia aștept să vă arăt ce a ieșit. Am făcut un upgrade și am trecut de la presă la aparat electric de făcut nuci. Sunt 24 de forme în interiorul lui, se fac extrem de rapid și l-am primit de la prietenii de la hotpick.ro spre testare. Testele au ieșit foarte bine, mi-a plăcut mult rezultatul, de asta m-am și hotărât să fac un video pe tema asta și să vă povestesc și vouă această experiență. V-am lăsat un link în descriere de unde puteți să aflați mai multe informații despre acest aparat și de unde îl puteți cumpăra. Rețeta de coji cu cacao am găsit-o pe un blog polonez, se cheamă Oreșchi, dar din câte am înțeles nu este poloneză, rețeta este de fapt rusească, din era sovietică, deci clar este o rețetă cu multă istorie. Dacă știți mai multe despre aceste oreșchi, povestiți-mi și mie în comentarii. Acum vă povestesc mai multe despre rețeta pentru cojile cu cacao. Într-un vas destul de adânc am pus 200 de grame de unt la temperatura camerei. Vedeți, este destul de moale. Peste el am adăugat 80 de grame de zahăr pudră și am amestecat cu untel. Acest proces am învățat la cursurile de cofetari, se cheamă alifiere. Am adăugat și 2 ouă pe care le-am spart separat pe fiecare într-un bol și le-am mixat în această compoziție. De obicei sparg ouăle separat pentru că mi-e teamă să nu aibă impurități sau să fie stricat și atunci dacă îl sparg direct în vasul cu aluat ar putea să-mi strice toată compoziția, așa că vă recomand să le spargeți separat. Următorul pas este să adăugăm făina. Bineînțeles, nu adăugăm toată făina odată. Eu am adăugat jumătate din cantitatea aceasta, 15 grame de cacao, o linguriță de bicarbonat și puțină sare. Am continuat să încorporez și restul de făină. Foarte mare atenție dacă folosiți ouă mai mari. Ar trebui să folosiți o cantitate un pic mai mare de făină, poate 30-50 de grame mai mult. Eu am folosit ouă medii și pentru mine 350 de grame a fost foarte potrivit. Aluatul trebuie să arate așa. Trebuie să fie foarte, foarte elastic și moale. Trebuie să se țină destul de bine. Este un alat foarte, foarte potrivit, nu doar pentru coji de nucă, se pot face niște fursecuri superbe pe care le puteți modela cum vreți și cum vă place. Le puteți umple cu ciocolată sau cu diverse paste de fructe uscate. Este un aluat superb și fursecul care rezultă este extrem de fraged. Urmează partea de coacere. Aparatul, pentru că l-am folosit prima oară, l-am curățat conform instrucțiunilor din ambalaj. Așa cum am zis și la început, aparatul are 24 de alveole sau forme de nucă. Eu am folosit aluat foarte puțin pentru început, pentru că nu mi-am dat seama cât de mare ar trebui să fie biluța, astfel încât să nu am marginile foarte pronunțate ieșite în afară. Dimensiunea trebuie să fie ceva de genul unei alune de pădure, cam atât. Nu mai mare de atâta, pentru că
vor fi marginile mult prea ieșite în afară și practic este un aluat irosit. Fiecare tură trebuie coaptă maxim 2 minute. După 2 minute sunt perfecte, sunt ușor moi, dar odată ce se răcesc devin crocante. În acest aluat ies aproximativ 150 de bucăți, adică 150 de coji. În funcție de cât de mare faceți biluța de aluat, poate să iasă mai multe, dar asta depinde numai de cum formați biluțele. Eu pentru a le servi am tăiat acele margini care ieșeau în afară ca să le pot lipi frumos, să nu se vadă ca o pălăriuță, am vrut să se vadă mai degrabă ca o nucă. Vă arăt acum și consistența fursecului. Este foarte fragil, foarte sfărâmicios, efectiv se topește în gură. Pentru crema de ciocolată am folosit 80 de grame de ciocolată albă, 100 de grame de ciocolată neagră cu conținut 50% de cacao, le-am mărunțit într-un bol și le-am băgat la microunde pentru 15 secunde. Am amestecat, iarăși am pus 15 secunde la microunde și tot așa de 3 ori până când ciocolata s-a topit. Peste ciocolată am pus 100 de ml de smântână lichidă fierbinte și am lăsat 5 minute. Am amestecat apoi cu o spatulă până când ciocolata s-a transformat într-o cremă lucioasă. Am adăugat 100 de grame de bucăți de arahide pe care eu le-am copt un pic la cuptor timp de 5 minute, nu mai mult, cât să aibă un gust ușor rumenit. Am acoperit această cremă de ciocolată cu folie alimentară și am dat-o la rece. Eu am dat-o peste noapte, dar trebuie minim 2-3 ore la frigider pentru a se întări, iar consistența trebuie să arate așa. Trebuie să vă spun că această cremă de ciocolată am făcut-o de 3 ori, pentru că am avut 150 sau 160 de fursecuri, ceva de genul ăsta, și a fost nevoie să fac umplutura de 3 ori pentru a umple toate cojile. Oricum vă las lista de ingrediente și mai multe detalii despre rețetă în descrierea videoclipului. Cea mai anevoioasă parte mi s-a părut aceasta de a umple fursecurile cu cremă de ciocolată și de a le lipi. A durat o veșnicie din punctul meu de vedere, dar s-a meritat pentru că rezultatul a fost unul mega delicios și foarte apreciat de prietenii mei și de familia mea care au gustat aceste fursecuri. Vreau să le mulțumesc încă o dată celor de la hotpick.ro pentru minunatul aparat de făcut nuci, cu siguranță îl voi mai folosi. Mă gândeam să fac și o rețetă cu o umplutură sărată, cu brânză poate, nu știu, veniți și voi cu niște sugestii în comentarii. Vă mulțumesc și vouă că m-ați urmărit până la final. Ne vedem și pe rețelele de socializare. Mă găsiți pe Facebook ca și Dulciuri ca la Oana Acasă, pe Instagram ca și Oana Dulcinele și până la următorul Dulcinel de aici, de pe canalul de YouTube. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc spor în toate. Pupici!